Salut! Înainte ca acest videoclip să înceapă, te-aș ruga să apeși butonul de like și să te abonezi dacă încă nu ai făcut-o. Vă las videoclipul, pa! Salutare băieți, astăzi suntem pe serverul Impulse România alături de Miluț și astăzi facem un roleplay Mafia M6. Vă las să vedeți voi. Mergem să răpim pe cineva, băieți. Vă las numai să observați. Ia uitați deja. Hai să vedem. Suntem aici M6. Forța. Hai ne scumpe. Da, scumpe. Nu v-ați dat unul în altul. Ușor. Dacă vreți să intrați pe server, să-l aveți în descriere. Un server foarte fain și fondator foarte blană. Spun așa. Cine e ăsta? Cine e ăsta? Cine e ăsta? Mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus. Mâinile sus, bobiță. Stați unul că e stricat. Mâinile sus, am sus. Ai, mă, care stricam, nu știu, ești prost. Mâinile sus, am zis. Mâinile sus, frate. Hai, bără. Vere mâinile sus. Așa. Nu stăm prea mult. Îl ducem la casă, da? Da. Da, îl ducem la casă. Puneți-l, băieți. Pune, stai să leg. Mă lăsa să leg. Bă, frate, stai să-i... Să că leg eu. Dar scoate, bă, dar ăsta. Dă-ți pistolul jos din mână, Vere. Ce? A. Ce pistol, bă? Bă, frate, pune ceva la ochi să nu vadă pe unde duce. Pune pungă. Am eu. Bagă ceva în gură. Pune. Ai plasa de profi. Pune. Hai după mine, mă auzi? E după vocea mea. Hai. Bă, stai mă. Hai. Stânga. Pe stânga. Cum pic. Hai. Stai așa, că-l bag eu. Uite, ți-e ușa deschisă. E ușa aici, da. Să-l bag. Pune-te, urcă. Urcă singur. Hai la casă, poliția. Stai că vin eu. Urcă. Eu urcă. Repede. Stai-ți mă că nu-s prea multe. Să că-i. Bă! Ce se întâmplă? Hai să vedem. A răpit aici pe băiatul ăsta și care avea informații importante despre poliție și pe noi ne interesează. Oleo. Pup. Da-i ok. Ceasul cu băieții. Te bagi tu să repare mine? Da, cum are repar? O repar tu că ești meșterul Manole. Păi... Am 6 băieți. Strică mașina aici. Stai aici, culegă. E ok, mă? Rezolvați? Ce-o stat din spatea cu ei? Rolsu? Nu, ăla! Ia, care ești, mă? Trecem, vă rugăm? Stai, mă, unde pleci? Cine ești? Cine ești, băi? Ia, ești din mașină. Ia, hai, ești din mașină. Ești din mașină acum, 5 secunde. De ce? Hai, mă, afară. Ești spion? Afară, bă! Avem spion. Afară! Avem spion. Scoate-ți-l pe ăsta. Avem spion, colegi, avem spion. Spionai, dacă leg eu. Nu, dar eu zic că trebuie lăsat aici. Ție tu pe asta, ție tu pe asta. Nu, băi, noi suntem. Rezolvați. Haideți. Na, aia este or. Plecați. Da. Și se pare cunoscut. Nu v-a urmărit nimeni? Nu, dar am avut spioni. Am avut spioni, dar i-am rezolvat. Bun. Trebuie să dau jos plasa.
am un portofel Prada de mine că știe ce fac. Cureaua BB strălucește, Viviz Simon m-a orbit, m-a trezit din Viviz. Hai, hai, hai. Hai. Acum aveți. Față, merg. Hai de bossule. Sigurule, hai, pe scările astea. Hai. Stai și cădesc. Că dacă nu... Da, vezi, stai aici 5 minute până intrăm, rău. Să fii sigur că nu vine nimeni, da? Și vin imediat. Hai, intră. Ține ușa sau dai cu capul de ușă? Hai. Haide. Haide. Intrăm. Hai, coleg. Bun. Unde-l ducem? Jos, sus, unde vrei? Sus, jos, 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 să fim cât mai în siguranță. Oricum locația asta nu știe nimeni. Nu, acolo, acolo am uitat. Da, știu. Ce faci încântam? Tu o să cânti. Care are cheia la cătușa? Să lăsăm, să... Tu o să cânti. Ai care va cheia la cătușa? Nu știu, tu ai cheile, cine le are? La cătușa are, are cătușe. A, da, da. Dă-l cu barosul. Lasă, mă copi eu. Stai să văd, mai am aceta la buzunar. Normal. Ia vezi, că tot timpul ai. Cum să dau, remilos cu aceta. Stai să-ți dau asta așa. Vezi să nu te zgâriu, stai nemișcat. Stau, frate. Și trebuie să cânt? Sau ce, ce să ne cânti niște informații, no. Bineînțeles. Pe să știi că... Stai, o să... acum. Ai grijă, ai grijă. O să ne spui niște informații importante. Stai că ți-am tăiat. Bun. Hai, stai undeva jos, fă-te comod. Știm toți cine ești. Știu că nu-i prea bine. Hai acolo. Unul să stea la ușă acolo. Aici? Da, poate încearcă să ia ceva. Sticlele pe masă aici, aveți grijă. Stați așa că le iau eu de aici. Eu stau aici, eu stau aici să-mi pleci. Poți să ia și țigara asta de pe masă? Spune-mi, negrule, ce cauți prin oraș? Să ia și eu țigara asta de pe masă. Ia țigara. De ce ai ceva cu negri? N-am nimica, te-am întrebat de-acu ești. De-acu ești? De-acu ești? Da, da. Salut. Am și acolo tovarășii mei care umblăm pe aici prin oraș. Ai tovarăș? Acolo, pe la bogați. Pe la bogați? Înseamnă că ai bani, nu? Să zicem. Deci ai bani, nu? Colegul, poți lăsa arma, că e totul bine. Fac-o la geanta. Ai urte, țigara asta. Lăsați, lăsați, nu mai stați cu arma. Cu ce te ocupi? Bă... Spune. Diverse. Cum ar fi? Nu știu, treabă și de... Și noi ne ocupăm cu diverse, dar mai detaliat spune-ne. Și ce caută, domnule? Aole! Un fel de treabă dați să faci și voi, dar... Puțin mai calmă, să zic așa. Știi ceva și despre Gabor? Și din ce familie ești? Sau chiar despre Gabor? Știi ceva? Gabor. Am fost și eu Gabor la viață. Cum adică ai fost? Nu mai ești? Gata? Nu mai ești. Nu. Păi asta e perfect. Spune-ne. Știi ce ceva despre garda de aici din oraș? Dezorganizați rău, atâta pot să vă zic. Nume. Noi la aia ne nume. Adresă, ceva. Păi cred că știți toți unde este secția de poliție. Da, dar eu vreau să știu unde este șeful poliției. La el acasă n-a fost, dar mare parte umbla undercover, nu e îmbrăcat ca și polițist. Detalii. Și nu știi cum se îmbracă, da, detalii. Ultima dată l-am văzut într-un hanorac alb cu blugi albaștri cu mare băiatul acolo din spate, dar genul ăla și nu așa lăsați. Colegul ce face? Și nu știu ce să mai zic. Ce vreau să spun? Știi că te-am adus aici și locația asta nu trebuie să știe nimeni. Așa că, așa că o să-ți dăm reset. Acum știam aici că e ceva bar de astea. Păi este bar. Aveam de gând să vin să iau și o băutură ceva de aici, dar... Barul e închis de foarte mult timp. Mamă, ce faci? E deschis numai pentru noi și pentru invitații speciali. M-am scos aici, este un garaj lângă barul ăsta și m-am scos și o mașină și am văzut că intră oameni pe aici îmbărcați. Așa și am crezut că e deschis barul. Mai sunt concerte pe aici. Da, mai vine ăsta, am măgă capa.
Aceștiți voi oamenii de rând. Voi 7000 dați pe o mașină nouă, nu pe un concept. Știu că mă capul are numai vorbele el pe fapte, nu prea. Da, așa sigur. Da. Așa am auzit. Poate nu știi ce are în spate. Tu cred că nu știi cine suntem noi, dar mai bine așa. Pe ne-am dus, știi. Foarte bine. Și cum ți se pare viața? Eu? Viața? Da, da. Grea, șeful. Da. Și noi dacă îți dăm drumul, jurăm tu mie, nu te duci tu să faci ciripială prin oraș? N-am la cine. Dar știi sigur că dacă face waves-urile alea, o să-i le, cu cuțitul ăsta o să-i le rezolv. Fii antenă, Vărutu. Tu acum te ridici. Mă, și până la 10 nu mai ești în bar. Și dacă vine vreunul sau ceva, te căutăm. Deja bate tu un stuchelios, că ai tatuajele astea pe față. Nu știu cine te-a pus să te tatuezi pe față. Mă, te facem poștă și pe tine și pe copiii tăi. Copiii n-am. Lasă, îți facem noi. Îți facem hai. Noi și după eu omorâm. 1, 2, hai. 3, 4, lăsați, lăsați. 5, aia zic. Hai băieți. Trebuia mă să-l batem. Nu. Zici? Colegul. Măcar să plece. Fugi! Fugi! Fugi de aici, pe jos. Pe jos. Ha mă, hai aici. Poți să-i dau glonț? Nu trage, că după aia poliția află unde. Dar poți să fie șobolan, bă. Lasă. Oricum dacă o să nu, fie... Nu, mai trage. Își dă și el seama. Cum ai... Bă! O căzut. O căzut, i-am tras la picioare, mane. Nu i-am tras la piept sau ceva. Aia zic să încercăm să vedem... Dar ce căută ăla? M6! M6! Zic să facem rost de polițistul ăla. M6! Care am aflat informații despre el. Da, ce căută aici? Asta vroiam până la urmă. Aici, M6! M6! Vă rog, tu fuge deja. M6. Ia, știi din astea, șefule. Eu zic că data viitoare facem rost de M6. De polițistul ăla. M6. Bun. Poze. Pozite. Bă, eu ce pot să fac de bani? Gata, băieți. Forța M6. M6. Și da, cam atât cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Tommy Cron alături de băieții noștri aici. În următorul episod o să căutăm acel Gabor să-l prindem dacă vreți. Dacă doriți un următor episod, nu uitați să apăsați tur de like să văd că v-a plăcut acest episod. Și na, o să facem, să fiți acolo prezenți. Vă pup, pa!